dragilor! Ziua bună! Hai că suntem veseli, vești bune! După ce am trecut de reare. Exact. Bine, era firesc o să trecem, da, pentru că de nicio săptămână mașina a fost la mecanic. Am schimbat tot ce s-a putut schimba, tot ce a fost necesar. Asta însemnând 4 discuri noi, cu 2 rulmenți pe spate, 4 seturi de plăcuțe noi, kit de reparație la etrier, totul nou, la frână de mână nouă, la direcție ce-a fost cazul, ceva pielete, antiruliu, bucșe, ce-a fost cazul pe acolo. Tot ce înseamnă ulei, filtru de ulei, filtru de aer, filtru de motorină, filtru de polen, toate astea au fost schimbate, deci mașina tehnic, nota 10. Și unde mergem acum? La Dedeman. Exact. Mergem să cheltuim banii. Să ne cumpărăm izolație. O să vedem exact ce luăm, pentru că s-ar putea să nu mai au combinațiile care le-am vrut eu inițial, alea, cum am zis eu, cu 13 mm și 9 mm. Vedem ce găsim pe stoc, dar în câteva secunde aflați exact ce găsim în magazin. Haideți! Avem astea de 9 mm, așa pe direct, doar spuma cu 398 de lei acum, redus de la 464, și mai tot de 9 mm, dar asta cu strat de aluminiu, care costă 539 de lei, redusă de la 624. Și mă gândesc să-mi iau una. Asta să o folosesc pentru tavan și zonele expuse unde bate și soarele. Și astea vedem în zone mai puțin expuse. Mergem să vorbim cu băieții și revenim. Și am cumpărat izolația, 938 de lei, amândouă de 9 mm, nu? Da. Una cu aluminiu și una fără. Deocamdată cam așa arată. Va fi fain. Exact. Și uitați ce mai avem aici. Mă, ce am luat acum dimineața din Altex. Ceva cameră, cum îi zic eu, 1900, toamna, că e 70 mai, așa se numește. Și duală, să avem cameră și în spate și în față. M-a luat un card și asta a costat 410 lei cu tot cu card. 350 de lei camera, 60 de lei cardul. Deci vom mai avea de lucru. Dar ce avem aici? Am făcut o oprire la Leroy Merlin. Am văzut Iasmina zilele trecute. E tapet, efectiv tapet de hârtie. Jumătate de metru lățime pe 10 metri lungime și o să vrem să facem tavanul cu el, bineînțeles, după ce îl izolăm. Da. Și am zis de probă să luăm un spray din ăsta adeziv, un fel de prnadez din ăla cumva. Ăsta e 50 de lei, ăsta e 50 de lei. Deci am mai lăsat 100 de lei. Da. Facem probe și vedem ce o fi. Exact, haideți. Am reintrat în Leroy Merlin pentru că ce-am uitat? Astea două, că v-am zis că o să-mi trebuiască întărituri la pat. Și astea două vor fi perfecte la cele două capete. Încă 20 de lei. Suntem înapoi la bloc și în prima fază vreau să instalez camera, să vin undeva aici, care un mic loc de pus din ăsta de lipit. Și acum făceam teste cu Iasmina cu cablu care duce la camera din spate. Uite, eu am capătul la mine și celălalt capăt e la ea. Și îi cam atâta de lung. E înconjor mașina de două ori. Hai, trage încet, că suntem la manevra de a duce cablu în spate. Dar mă trebuie un pic să-l descâlcesc. Încet, stai un pic. Aici deja camera e pusă. Aici vine cablu pentru camera din spate, iar aici vine cablu de curent, acolo, pe subbord. Și aici am coboară și o să-mi vină la priză. Aici trebuie să găsesc o variantă ca să mă încarc EcoFlow, care vine încărcat de la brichetă cu un jur de 100 de W, încă nici am făcut testul. Dar ideea e că sunt vreo 8 amperi și nu știu dacă îmi găsesc splitter din ăla, din două, ca să am și pentru cameră și pentru EcoFlow. Dacă nu, camera s-o bag la un power pack și EcoFlow o să-l încarc în mers de aici. Vedem ce variante găsim. Trebuie să decuplez plasticile astea,
ca să am loc să trec cablul, dar numai partea de sus o dezgăți. Trec pe aici, pe sub clips și perfect, aici ce pot să închid la loc, gata. Și așa fac până în capăt și o să vină prinsă camera pe geam. Hello. Ultima strigare, trebuie să închidă ușa. Pa. Mamă, ce-o da cu ea, cap cu ușa de budă odată. Bun. Nu, sincer, au alunecat, s-a dus. Bun, și acum ultimele măsurători, că am un pic de cablu în plus. Ca să punem camera asta undeva pe mijloc. Să fixăm camera la loc. Undeva aici. Și acum trebuie să mai găsesc numai loc la cablul ăsta pe aici pe sus, pun eu. Atât au rămas în plus. Am pe telefon aici. Văd exact ce vede camera. Față, spate. Interesant. Dragilor, secvența asta deja este cu două zile în față. Astăzi este o zi de duminică și avem doar vreo 3-4 grade afară, e frig. Deja e după masa ora 3 și abia acum au ieșit câteva raze de soare. Am terminat atunci de montat camera și am zis că ieșim numai să facem o probă, să vedem cum se lipește materialul ăsta. Aici pe tavan, începem pe bucata asta lată. Și am făcut măsurători, am tăiat la 155 de centimetri. Și o să încercăm să facem prima lipitură. Nu știu dacă o să fie bine ce facem noi acum, pentru că e frig. Tabla este, nu e chiar rece-rece, pentru că a ieșit soarele un pic și s-a încălzit, dar nu știu cum e lipiciul ăla de la buretele astea, că e ca un fel de Armaflex, cum am văzut pe internet, doar că e de la altă firmă, e din Dedeman. E curat, dar totuși un pic să ștergem dacă s-o depus un pic de praf sau ceva. Vizual pare curat, nu pare uns. Și a doua bucată, deci iar avem un metru cât e sulul pe lățime și lungimea o să fie 1,55 ca să venim și în spate. Că noi sus avem, cred că fix 2 metri avem în partea de sus, că jos parcă e 2,15, 2,20 ceva de genul. De sus numai bine ne ajunge bucata asta așa, din două. Hai că o fi fain. Cum ai zis, că se încălzește genunchii deja? Dacă stai așa fă. Altă zi, continuăm cu izolarea, îs doar eu, Iasmina este în casă, e foarte frig, e o zi de luni, ceață, afară doar 1 grad, iar acum în mașină am cam 4-5 și am zis că mai ies eu vreo 2 ore și mai fac una alta. Tavanul, cum ați văzut, e gata și acum am apucat aici de partea asta unde o să stăm cu picioarele. Am tăiat deja materialul pentru bucata asta.
Aici am pus material întreg, iar aici am venit pe bucăți și am făcut rama. Chiar aici la îmbinare o să-i dau o izolare din asta. Ulterior, bineînțeles, o să venim cu acea pâslă. Aici pe stâlpi prefer să-l pun ăsta fără folie de aluminiu, că e mult mai moale, se lucră mult mai fain cu el. Ăsta cu aluminiu e foarte fain pe suprafețe drepte, chiar e ok. Și acum am început să scot deja clipsurile astea, că vreau aici să finalizez și să văd exact cum e pe sub. Mai am astea 4 numai de aici, de scos. Hai să vedem dacă trag încet, dacă iasă. Și asta e aici în spate. Aici o să mă pun să izolez. Am reușit să închei și stâlpii, adică stâlpul ăsta cu cel de sus. Și acum urmează să desfac partea asta alta aici și să fac exact ce am făcut dincoace. Aici am pus înapoi provizoriu acum, că asta o să vină definitiv de fapt, dar înainte de aia o să vină pusă și carpeta aia. Să arate fain. Din nou afară în dubiță, o să mai continui cu izolarea. Fiind foarte frig și astăzi, tot așa, un grad, maxim 2 afară, mi-am adus ajutoarele cu mine. Pentru că recent am cumpărat acest EcoFlow Delta 2 și am avut o aerotermă mică, care în mod normal consumă 350W, dar fiind pusă pe minim e la 263W momentan. O să aștept să-mi ajungă curierul cu o altă aerotermă, care teoretic o să pot să am un consum și mai mic, pentru că e cu potențiometru, asta nu e, e pe direct.
Dar e bine, în loc să am 3, 4, 5 grade, deja am 11 acum și merge de aproximativ 7-8 minute. O să las până se încălzește cât de cât, după aia îl mai opresc. Oricum în regimul ăsta de consum de 260 de W îmi merge 3 ore bune, îmi estimează, pentru că e 1000 de W oră EcoFlow. Bun, continui cu bucata asta aici și bineînțeles partea de jos. Vreo 2 ore și am reușit să fac toată bucata asta. Cât vedeți aici jos și sus. O să decid să închei episodul ăsta aici pentru că nu vreau să mă lungesc foarte mult, o să mai fie destul de făcut. O să iasă un clip destul de lunguț. Și aștept și curierul astăzi, trebuie să-mi vină carpeta și o aerotermă mică. Iar mâine mergem după numerele de matriculare, primim numere negre. Și vă las cu o curiozitate. Ghiciți ce numere o să aibă dubița. Vă rog, lăsați într-un comentariu și ne auzim în următorul episod, când deja o să punem carpeta, o să facem ușa din spate și ușa laterală, o izolăm și în rest o fi super, super, super fain. Ne auzim, dragilor, că mă îngheață mâna, e foarte frig, doar 2 grade afară. Ciao!